Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod aici cu Stuttgart. Continuăm, desigur, acest scrim mod șmecheștecher, sexy, sexy, în Liga a doua din Germania. Știi cum zic? Încă, desigur, sper să găsesc un CB de calitate care să ne fie și în buget, dar cred eu că am putea să exagerăm puțin și să zic așa... Să spargem bugetul visteria satului și să aducem un CB de calitate. Doar că, desigur, mulți au fost împrumutați, mulți sunt, cum se zice, recently joined and won't move again. Multe idei mi-ați mai dat și voi și vă mulțumesc și, desigur, mulțumesc foarte mult pentru susținerea la acest career mode. Sper eu să prindă cât mai bine acest career mode cu Stuttgart. Pentru că este un road to glory, este ceva mai fresh, Liga a doua din Germania. Nici nu știu dacă, stai să mă gândesc dacă am jucat vreodată în Liga a doua din Germania. Chiar nu știu, chiar nu rețin, cel puțin eu nu, chiar nu rețin, deci este și cea nou. Și da, am pus mult și am pus și câțiva români și, desigur, jucători din Liga 1 a României. La search acolo, la scout, știți bine, vreau să mai facem așa una alta, știți, să mai aduc și câțiva românași, să fie așa frumos, știi cum zic, atmosferă, ambianță și cine știe, poate, poate facem treabă bună. Ok, deci, revenind la linia de apărare, vreau să revin aici la poziția asta de râb și, desigur, să mă duc în jos și să văd ce jucător mi s-ar prea mișto. A, da, este acest Hoever, care mi se pare așa interesant și s-ar putea să-l cumpăr. Este acest jucător Joshua Wagnoman, care, ia uite ce statistici, nu prea are Colstein și așa, dar este pe physical foarte bun, joacă râb și lâb. Interesant, să-l ține minte. Henrik s-a fost împrumutat, Piszczek, chiar dacă are 34 de ani, mă uimește acest jucător cât de bine se menține. Ce s-a transferat Bender la Arsenal, păcat, oricum, cică. Este prea important la club și nu vor să-l vândă pe Mania. Ar fi fost fain Mania să vină la noi la echipă, dar na, ce se și faci. Ăsta, din păcate, numai dacă plătești risk clause-ul care îmbugi prea mult. Demiral Kirikesh, dar este împrumutat la Sassuolo, deci oricum nu o să putem sezonul acesta. Popov, să zic așa, că mă gândesc, nu știu dacă este... Știu că evoluează. Dar nu știu dacă este neapărat o alegere foarte bună, inspirată, să zic așa, încă mă gândesc în legătură cu el ce să zic, ce să fac. Și a recently iarăși așa, e tipul ăsta, Leite, care ar trebui să evolueze și ar fi, să zic așa, interesant. Konate, Ampadu, l-am luat de prea multe ori, am zis că îi dau o pauză. Asta iarăși sunt ce s-a transferat, Jerome Boateng, hehehe. Vai, cum ar fi Jerome Boateng să vină Liga a doua din Germania. Ok, este Alexander Hack, care practic mere pe o urmă de realism, să zic așa, al jocului. Este un jucător care are, uite, are strength o grămadă, are și cea statistici și colo. Ar fi așa un jucător corect, corespunzător echipei. Dar cred eu că mai interesant ar fi și Milenkovic, sârb, știi cum zic, puțin viteză, țaca-paca, am înțeles că și evoluează la un 80 și ceva. Deci clar, și el este interesant. Sau ar fi, desigur, Kehrer, care ar fi cel mai mișto dintre toți, ar fi forță, dar practic e tot bugetul. Este și Garcia, care tot mă gândesc în legătură cu el ce să fac, ce și cum și cum să-l abordez, dar mă rog. Shafir Polisante Join, așa, și ajungem, cred eu, că la final, imediat, da, la final. Bun, deci, este ăla de la Liverpool, este Garcia, este Hack, este, de ce nu, și Popov, care ar fi iarăși interesant. Ce greu e să iei câteodată decizii, știi, când știi că ai un buget fix și nu știi exact cum să-l abordezi, să zic așa, pentru a-ți maximiza totul. Hai că le iau și pe Wagnoman ăsta, dar de fapt e Sosa. Sosa oarecum se descurcă, eu cred că e mai bun Sosa decât tipul ăsta, doar că tipul ăsta știu garantat că evoluează bine. Sosa nu mai țin minte, are 21 de ani, da, 67-68. Și are și cea la accelerație.
să zic așa, că n-ar strica nici el schimbat, dar na, habar n-am. Ce mai erau aici? Kurzawa ar fi interesant. Expiră și contractul, deci l-am putea lua ieftin. Ieftin și bun, cum s-ar zice. Nici nu e neapărat un jucător de ăsta care să zici că mamă, ce transfer nerealist sau așa. E un transfer care zic eu că și-ar face datoria la noi la echipă. Hai să vedem mai exact cam cum am putea negocia și știi cum zic, îl cumpărăm. Amu este și momentul înainte să expire contractul. Iar putea expira contractul și o să le iau vorba aia gen free agent și nu mai știu eu ce, dar poate că așa vi s-ar părea irrealist. Așa că prefer, uite așa, îi oferim o sumă. Începem cu 6.800.000, o ofertă joasă, sper eu să nu se supere pe noi. Au acceptat. De ce n-am oferit 6 milioane, mă? Bă, am umor de ciudă. Au acceptat 6.800.000. 6.800.000, un jucător evaluat la 8 milioane, care totuși 26 de ani, deci în perioada aia lui de prime. Wow! Adică, wow! Înțeleg că expiră contractul cum expiră la Nubble, dar la Nubble, e mai tânăr, dar wow! Forță! Numai că nu știu ce să zic de salariul ăla. E foarte greu. Mi-aș dori ca el să-mi spună ce salariu dorește, că eu n-aș vrea să-i ofer atât. Deci chiar sper ca ei să-mi zică salariul. Te rog. Da, mi-au zis ei. Bun. Deci nu știu de ce jocul ăsta FIFA câteodată, știi, îți vine manager, mă rog, agentul jucătorului și zice că nu cu așa salariu, știi? Bă, zi-mi în pușca mea ce salariu vrei și după aceea noi negociem, știi? Numai că în FIFA e FIFA, știi cum zic, e un joc dubios. Rar poți să negociezi salariul jucătorului, de multe ori nu te lasă, de multe ori nu zici salariul lui, bă, ar trebui să vină jucătorul, mă rog, agentul jucătorului, cum e realitatea. Ia uite, bă, jucătorul meu e de acord așa, vrea atât. Tu ce zici? Bă, eu nu pot să-ți ofer atât, eu îți ofer numai atât. Și plus minus, ia uite, ajungem la o înțelegere și batem palma. Știi, ca și cum ai cumpăra o mașină, nu? Cu toți am negociat când am cumpărat mașinile noastre sau mă rog părinții noștri au luat mașinile lor. Bă, hai așa și la mijloc, pac! Și, ia uite, vorbind de pac, aici batem palma cu Kurzawa, care direct vine la noi la echipă. Aș putea zice că l-am furat pe Kurzawa de la Paris Saint-Germain. Deci chiar l-am furat pe omul ăsta foarte ieftin. A acceptat să vină și îl voi pune în locul lui ăsta. Forță! Acum, vedeți, nu m-am gândit, dar acum că m-am uitat, banca de rezerve, fraților, stați un pic așa și nu mânați. Nu mi-ar mai strica un CB, poate că le-au pe ăla de la Dortmund, Liverpool, îmi cer scuze. Și uite ce statistici, cât e de echilibrat, de la vision, la accelerație, la stamina, un pic de viteză, un pic de nu știu ce, sliding standing tackle. Frate, 4 stele skill moves, 76 overall, Kurzawa, forță, bine ai venit la noi la echipă, dacă știi cum zic. Beton, bun. Un transfer care pe mine mă face foarte fericit, e un super, super transfer, m-ar bucura dacă aș mai vinde cea din jucătoria aia no-name pe care am prin club, dar uite că nu vine nicio ofertă și asta mă cam deprimă, dar asta este. Hai să dăm Kurzawa, titular, 4-1, hat-trick, Donis și un gol acolo. Vedeți ce decizie bună am avut să-l pun pe Donis titular? E hat-trick, 3 boabe pentru acest jucător. Ne aflăm în momentul actual pe locul 2, care desigur ne-ar oferi o promovare automată, fără baraj și mai știu ce minuni. Dă Doamne să rămâne pe această poziție până la final, dacă știi cum zic. Super! Ok! Deci, jucătorii joacă foarte bine, Sosa desigur va mai evolua acolo. Hai să vedem ce mi-ar mai place așa la echipă. Avem cam 9 milioane buget, mai putem să cumpărăm, ne mai uit încă o dată peste shortlist, că desigur am băgat așa de mulți jucători, că vă zic sincer, chiar am uitat ce, cum, am zis, ia mă, ăsta ar fi mișto, m-am uitat pe site-ul și de la de evoluări, știi, să văd exact potențialul jucătorilor, dar ziceam, ia ăsta ce mișto, ia ăla ce mișto. I-am tot pus aici de deja, nici nu mai știu care, cine, ce, cum îl cheamă. Bun,
Deci, de asta vreau să mai fac încă o dată așa o viteză. Ia, Chong, Ching Chong. Păr fi mișto Chong la echipă. Mm-hmm. Are viteză, are așa, stats-uri. Ca o rezervă, Chong mi s-ar... Plus numele, bă, mă distrează așa de mult numele lui. Dic, merg la atac și zici, gol! Chong. Chong. E un nume foarte hazli, foarte amuzant, îmi place. S-ar putea să-l cumpăr. Deci el este acolo prin preferați, mai ăla de la Liverpool, de incredibil de ieftin. Ah, Doku, stai așa, e așa, stai între... Wow, ce vitezare! Dar în rest, cam atât. Viteză, punct. Bun. Marenga, wow, stansul la United, frate, uleu. Ia, asta ar fi fost mișto, că evoluează bombă până la 80 și ceva, 83. O fire. Teixeira, s-a dus la Porto, bine. Suarez, i-am dat și lui un scout, nici nu arată așa de rău, stats-uri corecte. Bakambu, Origi, este Choupo-Moting, în care am înțeles că ar trebui să expire contractul, poate le iau liberă de contract pe ăsta, mi se pare interesant și chiar de ce nu, e realistă, putea veni Choupo-Moting înapoi în Germania, la noi știi cum zic, liber de contract, țaca-paca. Din perspectiva atacanților, într-adevăr am o grămadă de opțiuni, dar eu zic că mă descurc chiar bine pe atac, ceea ce e o fericire mare pentru mine. Chiar uite, mă descurc bine pe atac cu jucătorii care am. Deci în Liga a doua eu zic că ne vom descurca foarte bine cu cei pe care avem. Mai ușor, să așa, mai direct să vă spun așa. Ia uite, este Marin, care am înțeles că și ăsta evoluează foarte, foarte bine. Ce drept chiar și în Football Manager, deci în multe jocuri ăsta este cotat foarte bine. Dar eu cred că îl iau pe Chong. Cred că îl iau pe Chong. E o rezervă bună, pe winger, care clar evoluează, este și olandez, deci practic acolo știi Germania, Olanda, chestii, trestii. 1.500.000, 1.600.000 este o ofertă foarte corectă pentru el. Ce mișto ar fi dacă aș putea să dau ceva jucător la schimb, dar da, nu știu dacă ar avea ei nevoie de jucători de la noi, să zic așa. Ce ziceți dacă vi-l dau pe Copaz ăsta? David Copaz. Așa, bring in a fullback, striker sau midfielder. Ok, other position, fullbacks, nu. Midfielders, bă, s-ar putea să am ceva ciudățenii pe aici care să vă ofer. Carazov, ăla e destul de bun, nu, așa, încă nu știu exact, mai mult ca sigur o să pot să-i vând, nu-i vând, așa, tineri. Atacanți, aș avea pe tipul ăla. Sau ăsta, nu, pe ăsta. Alga de Dioi. Da, nu cred, United, ce vorbesc, ofer transfer fee. Vă ofer 900.000 de euro pentru Chong. 900.000 de euro, 1.400.000, super. Eu negociez la 1.000.000. 1.000.000, așa, tragem jos. 1.150.000. Batem palma tată. Hai, vin aici, hai, Chong. Cel mai mișto nume și freză ever din FIFA va veni, sper eu că, la Stuttgart. Fire! Bun, ia zi-mi așa, ia uite, Ching Chong! Ce freză șmecher are omul ăsta. Ok, mi-ar place dacă ar accepta rotation, totuși. Așa, perfect. Palmierul Chong. 5 ani? Acceptă și 5 ani, acceptă rotation. Ui, Chong, să știi că îmi place. Îmi place de tine, bravo, e un băiat decent, corect. Și ei mi-au zis cât vor salariu, ceea ce este mai bine pentru mine, pentru că mai mult ca sigur aș fi oferit cât are la United. Deci, cumva să zic așa, Chong și-a tăiat craca de sub picioare, că mi-a zis el cât dorește salariul, ceea ce mă bucur pe mine foarte mult, că mă disperă că ești salariu, că eu trebuie să ghicesc cât vrea. De unde să fi ghicit eu că omul Chong acceptă 8.000 de euro, de la 12.000 și mă lăsc la United. Ei, hey, uite, 8.000 de euro. Gata, Chong, bine ai venit la noi, la Stuttgart. Foarte bine, un transfer corespunzător, să zic așa. Tânăr, de viitor, calitate, ce să mai. Super, hai că-l și pun aici. Uite așa, pac. Îl pun, cred că în locul lui Tommy. Îl punem în locul lui Tommy. Tommy, cât de cât, parcă mai mișcă mingea.
Pe ăsta la are, Forster ăla iară și bunicel. Bune, ne mă. A, da, și am zis că CB de rezervă o să-l aduc pe ăla. Da, da, să nu uit. Ok, să-l scot pe ăsta. Pe ăsta-l scot. Că l-avem pe... Mamă, ce drumine. Acum stau și mă gândesc că eu dacă îl pun pe teren pe ăsta, cum dracu să spun? Vamangituka. 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 Mamă, ce denumirare. N-ai o poreclă. Trebuie să-i găsim Wakanda. Că e și numele cu va. Wakanda forever. Bun, gata, i-am găsit poreclă. Wakanda. Ce, e un film foarte fain. Ok, hai să trecem mai departe. Ultimele ore rămas din transfer aici, totuși, desigur, am să mai aștept puțin, o să mă mai gândesc, o să cred că eu că o să le iau pe ăla de la Liverpool. Dacă aveți și voi idei, vă rog frumos să-mi le spuneți. Mafeo, ai, ce sumă bună, mă, aș putea să cer 16 milioane pe acesta râbă, dar pe moment vreau să-l păstrez, este un jucător care chiar are calitate. Prefer să-l păstrez un sezon, să-l evoluez și după care mai mult ca sigur o să valoreze mai mult și știi cum zic, o să iau cea ca lumea acolo de rezervă. Deci, vine ofertă de data asta pentru în sfârșit niște jucători pe care chiar v-ați vând. Ia, de exemplu, Copaz, care direct accept oferta care mi-ați oferit-o, nici nu negociez. Acolo, nu vreau să-l vând pe acolo, că e chiar calitate băiatul ăsta. Na bun, Copaz, n-ar fi rău dacă s-ar duce. Forță. Bun. Ok. Știți cum facem? Oprim aici videoul și eu vă pun o întrebare așa pe final de career mode. În episod. Îmi trebuie un CB. Fie de rezervă, care se evolueze și după ce să fie titular, sau respectiv direct titular în prima echipă. Mi-ar trebui ceva cam până în 8 milioane. Deci 8 milioane este bugetul nostru. Sunt dispus să dau toți bănuții, 8 milioane pe ceva șmecher, dar da, mulți sunt plecați, mulți sunt rejoined, mulți sunt promutați, chestii trește, deci va fi puțin greu. Cred eu că ar trebui să iau un titular și o rezervă și practic ar fi un titular până în cam 7 milioane și ceva, plus băiatul ăla de la Liverpool, care mi se pare interesant, nici nu știu, o să verific chiar acum să văd dacă are potențial de evoluare, dar eu cred că are, la ce tânăr ești, plus că la Liverpool, nu cumpără Liverpool ciuriburi, știi, ciurucuri. Da, hai că ne oprim aici, vă mulțumesc foarte mult că v-ați stat la acest episod, ne auzim, numai bine, pa, pa!